domnilor consilieri, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, întâlnită astăzi, 31 martie 2021, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri dintr-un total de 15. Lipsește motivat domnul Busuioc Gheorghe, care se află în zona roșie de coronavirus, este în Italia și nu se poate prezenta la ședință, iar domnul Coacă Vasile Gabi este absent motivat, este în spital operat. Voi da citire ordinii de zi, întrucât nu avem președinte de ședință. Ordinea de zi este următoarea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, pentru o perioadă de 3 luni, martie, aprilie și mai 2021, întrucât președintele de ședință ales anterior, pentru o perioadă de 3 luni, se află în Italia, în zona roșu de difuzare coronavirus. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 8 din 8.2.2019, privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici, societăți comerciale, care desfășoară activitate pe teritoriul administrativ teritorial Comunei Livezi, județul Bacău. Punctul numărul 3 pe ordine de zi a fost adăugat ulterior. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Livezi, județul Bacău, domnul Neca Eusebiu, pe anul 2020. Iar, întrucât sunt două solicitări ale cetățenilor înregistrate anterior acestei ședințe, propun înscrierea și a punctului 4 pe ordinea de zi. Divers. Cine este pentru aceste 4 puncte pe ordinea de zi? Vă rog frumos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cu 8 voturi pentru a fost aprobat ordinea de zi. Așa. Deci, ceilalți se abțin sau deja abținerea se regizează la... Da, 5 abține. Trebuie să le la... Punem la vot în ordinea propunerilor înregistrate. Cine este pentru domnul Bobuc Marius să fie președinte de ședință? Cu 8 voturi pentru, a fost aprobat domnul Bobuc Marius președinte de ședință. Domnul președinte, vă rog. Ceva de adăugat la procesul verbal de la ședința anterioară. Să scrie cineva pe pământ. Domnul Gioane Crăciun și domnul Sulu Giordani. Aveți cuvântul, domnul Gioane. Da, bună ziua, mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, stimați colegi. Domnul secretar, când s-a vorbit despre gazele naturale, proiectul de extindere a gazelor naturale. În momentul când am luat cuvântul, am spus că la paragraful unde a spus dumneavoastră domnul consilier Crăciun arată că ultimul act acțional datează de pe vremea sa, cu gazele există doar autorizație de executare de pe această zonă. Eu am spus că există licență pentru gaze, pentru tot proiectul. Da? Este vorba,
vorba doar de obținerea autorizației de construire pe fiecare porțiune în parte, pe fiecare sat în parte. Nu e vorba de licență. Asta am spus, vă rog să consemnați acolo. Și la... Aș avea o altă problemă, acolo unde s-a vorbit despre raportul curții de conturi. Eu am pomenit de nu știu câte ori suma care mi se impută, de 2500 de lei. Dar aș vrea să aduc la cunoștință aici, colegilor și nu numai, că ar fi bine să fim corecți cu toată lumea și să fim informați la timp, nu să vorbim una în ședință și de fapt să ne întâlnim acasă, să ne trezim cu alte documente. Nu mi s-a spus la vremea respectivă, n-am fost informat de domnul primar sau cine trebuia să mă informeze, că de fapt, de pe data de 18 a doua, deja a început să o acțiune în instanță. Pentru suma de 2500 de lei. Nu pentru suma de 8125 de lei, cum am primit în citația de la instanță. Nu știu aici dacă acest domn care pare a fi om la toate în comuna Arghez, domnul Vali Rotaru, are un algoritm de calcul numai de el cunoscut, sau știu eu, interpretează cum vrea raportul curții de conturi, sau practică o soluție de cămătar, de cămătăreală, sau nu știu, scuzați termenul, dar nu cred că primăria, sau nu știu, în contractul pe care l-a semnat cu primăria, cea mai mare problemă lui este Johnny Crăciun și recuperarea unor sume de la Johnny Crăciun, care probabil să-i acopere cheltuiala pe contractul pe care îl are chiar, pentru reprezentare juridică. Văd că documentația este semnată de domnul primar și de cabinet, compartiment juridic. Eu știam că la compartimentul juridic aveam un angajat, care ar fi bine poate dacă nu să-l chemați la treabă aici, nu să-l fi delegat în altă parte. Iar acest om la toate, poate de domnul primar, ar face bine să ne comunice și nouă Consiliul Local și cetățenilor comune care sunt valorile contractelor pe care le are domnul Rotaru cu primăria și dacă reprezintă doar primăria sau Consiliul Local prin acțiuni de instanță. Sau poate domnul Rotaru, știu că are consultanță de asistență pe achiziții publice, juridice, pe strategii de dezvoltare și așa mai departe, nu știu exact și n-aș spune acum care este suma, dar oricum am câte 2-3 salarii din care mă ocupă un consilier la primărie, un consilier, un angajat la primărie. Poate ar fi bine să ne comunice și nouă cum procedează el sau cum, cui se impută suma pentru contractele care nu le-a dus la capăt. Mă refer aici la achiziții publice, cel de 39.000 de euro care a făcut licitația, a făcut parte din comisie pe fonduri europene, prin, știți foarte bine, pe gal, pentru achiziția de lămpi. De ce a blocat contractul prin PNDL 2, pentru care a făcut achiziție fără expertiză tehnică la proiect? Este semnat contractul din 2019 de 5 miliarde de lei, 50 și ceva de miliarde de lei vechi, care nici până la această dată nu l-a pus în practică. Acolo cine impută lui suma, dacă văd că la mine a calculat de la 2500 la 1125 de lei? Dar vă rog să consemnați în procesul urban de astăzi tot ceea ce am spus eu și probabil pe viitor voi încerca să răspund, să obțin un răspuns, dacă nu de la domnul primar, poate din altă parte. Vă mulțumesc! Da, în legătură cu diversele astea, nu știu dacă diversele astea sunt interesate pe noi, asociația, că scătăm de un an, dacă știți cum funcționează o asociație. Nu e atribuții Consiliul Local. De ce dăm curs? Am un scandal tot timpul care nu-și văd, nu e rost. Și în primul rând nu s-a continuat în procesul de val, că acești crescători de animale, Dumnezeu aia nu se dau nume, au fost defavorizați, că n-au primit terenul. Dom'le, sunt și construcțiile lor pe teren. Și unul de are teren în administrație individuală. Și mai sunt și probleme foarte grave. Ce-a făcut cu banii asociației care au plătit? Redevență. Ce bunăstare ați adus acestor crescători de animale? Că luați bani de la asociație, care asociația nu are niciun profit, dacă din câte știți. Nu este niciun profit, doar își face treabă. Și o asociație care înțelege o asociație este bună funcționare a mai multor crescători de animale să se asocieze, să putem să facem ceva profitabil. Nu să venim
Crezăm că avem drepturi, crezăm că terenurile sunt al lor și nu a comunității. Nu sunt al lor. Dacă și-au luat amendă, nu sunt al lor. Nu, terenul este cetățenilor comună liber. N-au niciun fel de drept. Dacă vor dreptul să-și cumpere teren. Este un contract legal, valabil, care și dumneavoastră, domnule primar, ați participat la această licitație, ați, la acest proiect de hotărâri. Știți despre ce este vorba? Faceți parte din asociație? Membru fondator? Spuneți adevărul, nu mai corupiți oameni. Aveți ceva interese? Că nu vă înțeleg. De ce trebuie să aduceți, să faceți un scandal despre o asociație? Deci nu vă înțeleg treaba. Asociația nu face parte a Consiliului Local, ci proiectul și bunăstarea care am spus noi în campanie ce o să facem pentru cetățenii comuni. De ce aduceți să bulversăm problemele astea? Că acești oameni nu și-au plătit treaba. Ce vă mai spun, domnule primar? Acești oameni au datorii mari către instituție. Nu este o lege pentru toată lumea. Adică noi asociația avem blocate conturile, că nu ne-am plătit bare de vința pe anul trecut. Și acești oameni dețin mai multă. Vă dau cam aici concret. Doi oameni depășesc datorii asociației care o țin de nu știu câți ani. N-ați făcut executare. De ce nu ne blocați contul? Domnul Ardeleanu, Constantin domnul Emir, Ardeleanu Emir, de ce nu blocați contul? Nu, domnule, vă întreb că asta, deci mințiți, deci aduceți să faceți doar vulversare. Nu ne lăsați să ne facem treaba în asociație. Aveți un interes că nu vă înțeleg. Noi ne-am asigurat teren. Dovada că sunt și clădirile pe terenurile a primăriei, nu a unui mărui. Hai să înțeleagă toată lumea, este a comunității. Deci nu este a unei persoane, dacă ai animale sau nu ai animale. Este un contract perfect valabil care trebuie respectat. Și să nu mai dați întâi. Fiindcă asociația trebuie să funcționeze cu acești oameni care înțeleg ce înseamnă asociație. Nu discriminare, nu bătăi, nu instigare. Deci aduceți la instigare. Vă spun la instigare. Deci o să ne adresăm și noi, organul competent conform contractului. Fiindcă ne hărțuiți, mi se pare că noi ne hărțuiți. Ați aprobat în mod diverse, tot pe același. Crezi că nu se înțeleg ce vreți de fapt. Ne hărțuiți? Hărțuiți asociația? Ați făcut un demers către asociația? Care asociația vă răspunde? De ce vă așteptați să vă răspundă? V-am răspuns, v-am șepus situația noastră. De ce trebuie să aduceți de fiecare dată să faceți bâlci în Consiliul Local? Vă place bâlciul? Persoanelor care astăzi, de fapt de ieri a solicitat prezența dumneavoastră în ședința de Consiliu. Aș vrea să-i răspund domnului consilier Crăciun. Eu nu înțeleg frustrarea care o are dânsul și tot timpul comentează că Curtea de Conturi sau cineva a luat măsuri. Nu, sunt niște măsuri corecte pentru a aduce la îndeplinire acele trei puncte care Curtea de Conturi ne-a lăsat pentru a le duce la îndeplinire. Deci, dumneavoastră vă simțiți... Vă rog frumos, trebuie să trimiți în știință. Știți foarte bine, trei ani de zile, ați semnat statul meu de plată. Niciodată nu ați dat la conștiință că am de plată 2500 de lei. Dumneavoastră... Eu v-am lăsat să vorbesc, domnul. V-am lăscat, v-am ascultat. Dar nu am nicio frustrare. Dumneavoastră sunteți omul frustrat, datorită faptului că sunt în demandatul dumneavoastră, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, da? Curtea de Conturi a lăsat niște măsuri care trebuie să dea la îndeplinire, iar eu am considerat ca șeful instituției să trimit în instanță pentru a recupera sumele. Dacă instanța hotărăște că dumneavoastră sunteți în regulă, nicio problemă. Dar să hotărească instanța. Avem deja 6 ani, cred că, de când acele... Curtea de Conturi ne-a lăsat acele măsuri duse la îndeplinire. Dumneavoastră putea să le duceți pentru că ați fost în funcție și trebuia finalizat atunci. Le-ați lăsat sau tergiversat și acum venea să plătească primarul în funcție acele datorii care dumneavoastră sau acele probleme care dumneavoastră le-ați creat față de instituție. În ceea ce privește domnul Surugiu, nu vreau să vorbesc mult. Persoanele care au venit la ședință astăzi nu au fost chemate de mine. Oamenii sunt aici. Oamenii vin în fiecare zi cu problemele la primar.
pentru că ei au animale și tot timpul cer să li se dea drepturile lor, ei au venit de bună voie, nu-i aduce nimeni, nu i-a sunat, dacă vă arăt în telefonul meu, n-am vorbit niciodată cu ei la telefon, să-i sun, nici nu mă duc la ei acasă. Oamenii vin de bună voie să-și ceară drepturile. Dumneavoastră v-am spus de atâta timp, reglați aceste probleme cu cetățenii. Nu este problema mea și nu m-am băgat niciodată în asociația mea. Ce? Da, vă mulțumesc. Ce beneficii? Puneți-vă! Deci puneți-vă cetățenii. Ce dreptul trebuie să ceară? Puneți-vă! Ce dreptul să sunteți înștiințați? Explicați-ne și nouă ce dreptul trebuie să ceară? Domnul Surge! Oamenii la domnul! Domnul primar! Ce cere? Nu pulverizați! Nu duceți-vă! Eu o să vin să domnul primar! Vă mai spuneți! Domnul primar! Dumneavoastră aduceți că le promiteți multe! Și o să dovedim! Vedem și noi învinuirea care v-a adus cine fondată domnul Surugiu și suntem și noi nevoiți la timpul când îi dați voi și vă arătăm cum se victimizează el, este într-adevăr o victimă care îl stresați, iar noi trebuie în drumul... Domnule, nu-i stați! Domnul primar, nu-i stați, dar nu sunt problemele astea! Am venit cu rugămintea și fie cu reclamație care a pus-o, ne-am cerut rugămintea. Domnule, domnule, dați-vă așa, să vadă cetățenii ceea ce fac. Îmi dați voie vorbi. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, totuși n-aș vrea să rămân în loc să-i cu... Haideți să vorbim la diversitatea de domnul. Văd că ați apomenit numele meu de către domnul primar. Da? Păi nu gata, domnul primar, nu-i chiar așa. Nu-i nicio moșie. Eu n-am venit și nu v-am lăsat moștenirii grea, domnul primar. Stați niște, vă descurcați cu ea. Aveți din ce v-a alimentat toți 4 ani de zile. Nu cred că era ce eu vorbeam din problema juristului pe care dumneavoastră l-ați angajat aici. Să ne prezinte și problemele Consiliului Local, nu numai problemele dumneavoastră personale, dacă chiar s-au alimentat. Asta vreau să vă spun. Și nu, eu mă interesa modul cum ați calculat și cum s-a ajuns la suma de la 2500 de lei, așa cum spune raportul Curții de Conturi. Cum s-a ajuns la 8.000 și ceva de lei? Nu cred că este corect și suntem aici pe recuperatori să recuperăm sume de bani. Dar, bineînțeles, cu siguranță mă voi duce și mă mai apăra în instanță și nu doresc să plătiți dumneavoastră. Și v-am spus de atunci că nu e o problemă a primarului, a persoanei Giorgi Crăciun, a fost o problemă a primăriei. Așa cum și dumneavoastră aveți foarte multe care sunt plătiți și probabil dacă nu le așezați bine documente, o să răspundeți pentru ei. Vom trece la punctul 2 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului din hotărârea Consiliului Local, IVEZ, numărul 8, din 8.2.2019, privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici, societăți comerciale, care desfășoară activitate pe teritoriul administrativ teritorial al Comunei IVEZ, de Bacău. Așteptăm discuții, comisiile de specialitate. Comisia de specialitate numărul 1. Avizează favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Nefavorabil. Discuții. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Sergiu. Domnul Gioane. Plătăm. Da, domnul Sergiu. Dar, domnule, văd aici niște taxe, puse, taxe. Domnule, să înțeleagă cineva că nu este o taxă. Se face un serviciu și fiecare om, cetățean, trebuie să-și plătească serviciul pe care îl primește. Eu așa înțeleg, nu? Ce este această taxă? Dați-mi ce mi-au răspuns. Este că desfășoară un serviciu pe care cetățenii și anumite societăți trebuie să plătească. Cum așa plătim la E.ON? Gazul în funcție. De cât consumăm, nu ne băgați într-o oală sau faceți discriminat. Deci cum ați calculat și cum ați văzut sumele astea, că eu nu înțeleg. Deci eu, dar am ce să văd. Deci 50 de lei, până tu ai angajat, nu? 36 angajat, 65. Peste 6, 70 de lei. Cum e posibil o administrație publică cu atâția angajați care produce atâta cu noi, să vedeți că 70 de lei și unii care îmi dau, nu îmi dau nimic, să vedeți că 50 de lei. Cum e posibil așa ceva? Cum v-ați gândit voi așa ceva? Cine a făcut demențeala asta, nebunia asta? Adică instituția asta cu 30 de lei și plus Consiliul Local și plus cetățenii care vin la aceasta și fac gunoaie, să plătească 70 de lei și un om care n-a venit să plătească 50 de lei. Sunteți o rușine, domnule! Fiindcă asta, să vă mai spun, este o taxă.
Știu, pe care nu am fost de acord și n-am pus-o nici ca lumea. Dar a să fie hotărât din 2019. Păi citiți-o să vedeți tot ce a fost acolo. Că toată lumea nu i-a dat această hotărâre. Având majoritatea la atunci, la timpul ăla. Toată lumea nu i-a mers și tot cu aberații care a devenit după 2019 să modifice prin greșelile făcute care le-am atras atenție atunci. Deci cum ați calculat? Dom'le, eu nu mi-am pus contoar, nu? Plătesc în funcție cât consum. De ce noi, sau gaz, sau ce vreți în lumea asta? De ce dacă îmi prestez un serviciu, cum ați făcut așa ceva? 70 cu 50? Cum este? Cum reiesă? Păi să vedem cât cu noi dați aici de la primărie și cât cu noi dă, ați fost pe teren să verificați pe fiecare în parte cât cu noi se dă. De câteva persoane, că avem angajat, să vedem de cât. Ei, dacă tu îmi prestez serviciul ăla, nu trebuie să și plătesc când faci un serviciu. Cum v-ați făcut așa ceva? Adică școala, școala are angajați. Nu vorbim de elevi. De ce ați băgat în elevii care elevii este gratuit? Trebuie să le oferim noi, Consiliul Local, așa ceva. Și chiar și primărie. De ce băgați în discuții pe elevi? Băgați angajați care primesc sume de bani. Și la primărie și în toate părți. De ce veniți cu povara numai asupra oameni care mai muncesc în comuna asta? Povara numai asupra lor? Discriminatori. Că nu vă înțeleg. Eu știu cum primar ales de populație este bine să fie echitabil pentru toată lumea. Să știe problemele cetățenilor, să vorbească cu ei. Nu să pună așa că vrea el, că așa vrea el mușchi cât de puternic el. Că așa vrea el mușchi lui. De nu vine echitabil pentru toată lumea. Este o rușine ce se face. Da. Da, poate vrea să vorbească. La fel, uitându-mă pe documentele care le-am primit, pe acest referat de aprobare, am stat și m-am gândit, sau nu prea am înțeles de ce trebuie să modificăm o hotărâre tocmai din 2019. Care este, până la urmă, scopul? Să ne ducem retroactiv, să încasăm? Bine, mai jos undeva văd o motivare că se va aplica din aprilie, în 1 aprilie 2021. Dar nu știu dacă este corect să mai facem revedere. Ce am mâncat, după am mâncat. Haideți să venim cu un document nou, cu o hotărâre nouă. Și explicați-ne, pentru că sunt sigur și aici, și în Consiliul Local avem oameni, cu siguranță avem oameni care au fost afectați de aceste hotărâri de-a lungul timpului. Tot timpul au fost discuții pe gunoi. Eu știu foarte bine, vin din interior, atunci când vroiam să punem aceste taxe, le discutam cu dumneavoastră și veneam direct de la ADIS. Știam ce taxe, am încercat să găsim soluții acolo, să le transpunem în realitate și să nu împovărăm agenții economici, pentru că până la urmă, ei duc greu comunității. Dar pe de altă parte, trebuie să ne gândim că și gunoiul trebuie plătit. Cantitatea asta de gunoi se produce și datorită nouă și datorită agenților și așa mai departe. Dar să fim echitabili. Așa cum spunea antivorbitorul meu, nu se pare, nu pare a fi echitabil. Unul plătește 65, peste 60, ai 30 de angajați, plătești 75 lei, cum vine. Poate e la zi, nu știu ce produce acolo. Adică trebuia regândită situația asta. Adică eu trebuie să plătesc pentru ea. Cu toți factorii de decizie, inclusiv cu agenții economici, făcut o consultare publică să stabilim lucrurile astea. Vă referiți că acolo, în cazul în care o persoană juridică nu are angajați, aceasta datorează proapă de sănătate pentru reprezentanții săi legale. E unde desfășură activitatea de acasă. Dau un pubela de acasă, dau gunoiul de acasă. Firma mea nu are altă activitate în altă parte. De ce trebuie să mai plătesc încă o dată gunoiul? Nu mi se pare corect. Poate mi se pare puțin 50 de lei pe lună. Dar adunând la un an de zile, poate omul ăla nu face profit 600 de lei. Gândiți, regândiți echitabil pentru toată lumea, faceți consultare publică, că așa ar fi normal cu toți agenții, cu toți factorii de răspundere din comunitatea asta și după aceea luați aceste decizii. Adică primăria când consumă curent nu plătește, pentru că plătește la acasă, nu plătește în funcție de asta vreau să vă spun. Bună ziua tuturor! Legat de acest proiect de hotărâre, voiam să vin și eu să vă aduc la cunoștință că eu plătesc aproximativ 27 de milioane pe an gunoi la OATL-ex, da? Prin vechiul proiect de hotărâre. Așa. Plătesc pe punct de lucru până în doi salariați. Am un singur salariat, plătesc până în doi, pe punct de lucru Liveț. Până în doi pe punct de lucru Orășa. Până în doi pe punct de lucru Poiana, unde lucrează cu un singur salariat. Cred că aceeași cantitate de gunoi o produce și cineva care nu are salariați, pentru că este tot magazin, da? Și tot produce gunoi. Ca să nu poți spune. Magazin, da? Da, da, discutăm. De magazin, pentru societate comercială, da? Sau de IV, sau cineva care desfășoară o activitate de comerț. Da?
Deci cine desfășoară agenții? De asta am spus că trebuie o consultare cu toți agenții economici să vedem, să diferențiem care sunt agenții și de companii. Aici prezentat studiul, colegul nostru mi-a spus anterior, în anii anteriori, am avut o întâlnire la metro, cred că ne-am întâlnit, unde mi-a spus, ok, de ce îl plătești, da? Bine, discuția a fost asta, dar la care am întrebat, dar tu cum obții autorizație de funcționare dacă nu îl plătești? Dar eu luam un film. Vă mai spun. Nu mai film. Stați-mi un pic, doamna Regina, vă mai explic un pic că nu înțelegeți multe. Păi nu înțelegeți. Domnul, ascultați, dacă mi se mai ascultați-mă. Acea oferă de Consiliu Local nu prevedea pentru niciun care are angajat. Deci dacă vă e interesată de asta, se modifică la actual. Deci, dacă spre știința dumneavoastră să vă interesează, luați din urmă, verificați, acea hotărâre de Consiliul Local nu se referă de la un angajat în sus, care eu n-am fost de acolo nici atunci, doamna Andreea Regina. Și eu am venit în sprijinul cetățenilor, că nu numai eu am magazin, sau cine are magazin, ci are toată comuna magazinului. Domnule, dacă acest primar este incompetent și n-a știut să facă hotărâre de Consiliul Local, acum este vina? Nu, nu. Doar, de ce m-a acuzat pe mine? Eu nu te-am. Că eu n-am votat acel proiect. Verificați, verificați, că eu nu l-am votat. Doamnelor, vă mai spun, verificați și vedeți ce am spus eu în proces verbal. Da, sunt magazine, tip... Păi nu e problema mea. Ai, nu are salariați, dar plătește cu noi. Păi nu e problema mea cum îl plătește, cum vă mai spun. Dar ce-am votat de Consiliul, de asta se revine acum. Vă atrag atenția, să nu mai acuzați, să vă informați. În acea hotărâre cu semnul nu prevedea cine are un angajat. De asta se revine acum. Ați înțeles, doamna? Am înțeles, dar tocmai... N-ați înțeles nimic, dar dacă înțelegeați, înțelegeați că l-ați vorbit cu mine. Vă supune la parte la noi așa de vorbire. Cine este pentru? Așa ați votat? 9 voturi pentru. Eu un pic. Cine este împotrivă? Nu împotrivă suntem. Da. Fiindcă e același lucru din 2019 când am atras atenția și ea nu s-a luat așa să vorbim. Dau cuvântul domnului primar care vrea să facă ceva. Văd... Vă abțin, domnul secretar. Observ... Vă registrează. Vă abțin, vă rog, vă să scriu acum, dacă ai o problemă. Costiana. Da, observ iar un pic iritarea exact persoanelor care au beneficiat de această păcăleală, să spun așa, că de la un angajat la altul. Exact domnul Surugiu. Domnul Surugiu, cu ce diferență are magazinul de la Poiana lui doamna Nela cu magazinul dumneavoastră de la Orșa? De ce dumneavoastră să nu plătiți? Domnule. Dar și la voi, deci, aveți același lucru. Deci acum, domnul Surugiu, acum s-a făcut dreptate, ca să știți. Da, bine, acum să vă răspund. Domnul secretar, vreau să scrieți, vreau să scrieți acolo că eu n-am nicio fir. Eu nu-mi decășesc, eu, la persoana, n-am nicio fir. Ce-ți mă rog, secretar, vreau? Ce mi-a făcut prejudice? Domnul secretar, vreau să scrieți acolo să văd consemnată, ca să... Eu nu am magazin acolo și nu mi-aduceți în... O firmă este ea răspunde pe persoană, domnule. Nu răspunde pentru ea. Dacă tu nu știi, n-ai făcut nimic în viața ta, n-ai de unde să știi așa ceva. Să știi, toate controlele alea tu le-ai, nu eu. Este individual. Este soția. Domnule, nu mai am amestecă. Domnule, dacă soția ta dumneavoastră nu face ceva, ce problema are? De ce o amesteci într-o problemă? Domnule, vă atrag atenția, nu mai știți să faceți discriminări. Vă atrag atenția, deci informați-vă. Fiți un informat, oameni informat. Proiectul de hotărâre
revin în constituirea comisiei de evaluare. Așa, nu se vedea, vă duc la justiție. Vă duc la justiție. Este un conflict de interes. Este un conflict de interes. Nu. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare Performanțelor Profesionale Individuale de Secretarul General al Comunei Livezi, domnul Neca Eusebiu, pe anul 2020. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Favorabil. De fapt, e nefavorabil când avem un. Am dat trecere și favorabil. Facem propuneri pentru comisie. Domnul Lupu și domnul Talabanali. Dacă mai vor și domnul Rostopan. Domnul Simona, domnul Dici. Propune pe domnul Lupu Nicolae. Pe domnul Talabanali. Și domnul Talabanali. Supunem la vot. Adică, dar nu mai vorbim. Nu mai vorbim nici. Păi am întrebat cine a fost propunere. Am spus propunere. Dar nu să propunem, că nu mai propunem, dar nu suntem și vorbim. Vă rog, cine s-a înscris la discuție? Păi, atunci mai faceți propuneri? Asta facem la vot. Facem propuneri. Dar nu la vot, la discuție. Ca să știm exact ce sunt propuneri, ce mai vrem. Domnul Talaban, sunt în Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale de Secretar. După discuție. Aveți ceva de adăugat? Nu, e interesant. Am vrut să fim noi în ce constă evaluare, domnul secretar. Deci, vreți, dacă nu poți să notați, să fim și noi venim informat. Conform articolului 485 din Codul Administrativ, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face anual. Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale. Nu se întâmplă, vă scuzați un pic, vă întrerup. Dar n-am trebuit să ne explice domnul primar, trebuie să ne explice domnul proiectul. Eu vin la întrebare, nu trebuie să vă spun. N-ați specificat ce întrebare. Inițiatorul care nu este. La 5. Este inițiatorul care nu este. Hai să trecem la urmă. Dar ce se trebuie? Ce trebuie să nu știi nimic dumneavoastră. Spune, domnul Geo. Nu, domnule. Ați făcut dumneavoastră evaluări vreodată? Asta nu să vă știți. Așa. Da, apropo de evaluare pe urmă primar, am înțeles că face, se evaluare, a făcut la evaluare pe urmă specialitate. S-a făcut, da. Da, foarte bine. Felicitări pentru treaba asta. Este regulă? Este regulă, foarte bine și chiar vă felicit pentru treaba asta, dar m-ar interesa cum ați dat, sau poate ne aduceți, ne face și nouă public. Ei, dar nu trebuie să știu și noi. Evaluările personale, că aparatul ăsta ne mai face treaba și nouă pentru consilierii locali. Pentru consilii locali, că sunt documente aici, să le facă cum trebuie. Dar o întrebare punctuală. Cum ați reușit și ați dat fel foarte bine unui funcționar, unui angajat, unui contractual, care anul trecut pe timpul ăsta era pus să fie linia de plecare acasă, dacă mi-a dat bine, și acum am înțeles cumva foarte bine. Este vorba de domnul Coacă Ghiță, dar el știu, bă, să mai vorbește pe la urmă. Acel personal vă asigură majoritatea politică. Spuneți ca să știi lumea asta. Ce scop și-a urmărit acea persoană? Faptul de a-și
avea un serviciu cu un salariu gras la primăria Liberi, faptul de a-și aduce concubina, prietena, viitoarea soției și a angajat un salariu gras aici și de a ține această majoritate care nu le explică cum trebuie colegilor săi de partid ceea ce votează. Asta vreau să vă aduc la cunoștință. Vreau să mai completez. Am documente aici care poate ghiță, dar nu și-a făcut treaba. Este o sumă aberrantă care nu au făcut niciun. Nu știu dacă s-o țină cunoștință. Nu s-a făcut nimic. Eu, ca viceprimar, deja am fost o comisie, a fost retrogradat, fiindcă nu și-a îndeplinit treaba. Deci el are de strâns o 16 miliarde din care face parte și bugetul nostru, care va veni la prosperitatea comunei și eu știu că toți cetățenii trebuie să fim egali și să plătim corect. Nu o parte, nu și o parte, da. Și o parte a urmă dreptul, cum mai spun. Da, da. Asta trebuie, ca să scrie ceva. Domnul, dumneavoastră erați în funcție și comunicii, și nu am luat măsuri. Am luat, domnule, am luat, domnule, am luat, domnule, am luat, domnule primar, dacă nu știți, pe picat, am luat. Eu când am preluat, domnul Ploacă era angajatul primăriei, nu l-ați luat afară. Domnule, eu nu l-am dat afară, cum să se taie la mine cu sarea, domnule, sau în speria. L-am preluat un altă funcție, domnule. S-a luat cu cei medical, s-a luat cu cei avea dreptul. Are drept omul la medical, are. Dar nu, are dreptul, n-am fost medical. Dar nu l-am dat afară cum ai făcut cu tu. Ca să te asigură la speria, l-ai și angajat. Ca să asigură mai portat. Asta e de cuvânt. Trecem la punctul numărul 4, diverse. Având în vedere că avem invitați, aș vrea, când începem punctul diversii, acele două persoane care astăzi sunteți prezenți, aveți prezență în Consiliul Local, vă rog să spuneți domnilor consilieri cine v-a chemat aici. Haideți să lămurim o dată treaba, că sunt acuzate nedrept, sunt făcut în tot felul. Vă rog frumos să vorbiți, domnilor. Și mai aprobat puțin. Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să vă aduc la cunoștință, abia de la început, dar mi-am bulversat cu lipsa președintelui de ședință, că avem o serie de citații pentru procesul pe care avem Consiliul Local și Primăria cu Zahorneanu Nicu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. S-a preschimbat termenul de judecată în data de 23.04.2021. Fondul acțiunii era răspundere delictuală, asta la Tribunalul Bacău. Și inițial a fost termenul pe 23 aprilie și s-a mutat pe o altă dată. Și mai sunt și alte citații în acest sens. De asemenea, cu astea erau cele mai importante pe care vreau să. Deja pe data de 26 martie am avut un proces cu domnul Ichim Sorie. Ce informați dumneavoastră? Anularea act administrativ. Am ajuns la cererile cetățenilor. Sunt doi cetățeni aici, domnul Adrianu Constantin, care au dorit să participe la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31.03.2021 și domnul Iremia Costel, care, deși dumnealui, ei fac obiectul punctului... Dar nu ce probleme? Ce probleme? Hai să știm, nu? Pot să spun ceva? Da, nu te punem. Deci v-aș ruga să putem să-i bagi ce pentru că... Și aș vrea să... ...pentru ședința anterioară, să știți că nu mi-a plăcut din bar. Da, dar nu am plăcut m-am ridicat și am plecat. Nu cine m-a adus aici și am așa l-am adus, ca să, pentru ei, ca să știi. N-am venit prima dată. Mă lăsați văzut că ne-am pus și am adus. Nu, pot acolo, domnule, ce le-am venit prima, prin sala asta, duce virusul de acolo, acolo. De ce? Ești și medic. Așa, ești medic, gata. Nu am venit pentru prima dată. Ce înseamnă? Tu, domnule, dar eu stau aici, m-a ridicat, deci am venit, nu. Vă respect cum se ridicat, am esperat. Haideți să avem respect pe față de cetățenilor. Suntem la comunitate, haideți să-i ascultăm. Și respect, domnule. E
că nu și-a plătit pasul. Vorbim cu așa ceva de respect cu oameni, deci... Haideți, vă ascultăm. Eu reiau discuția, dacă nu dați voi. Da. Am venit aici și așa, nu acum prima dată, din ultimii ani de când suntem nedreptățeți, a venit tot timpul, nu că acum ne-a adus cineva și atunci ne-a adus altcineva. Nu! Și prin toate reclamațiile care le-am pus, am avut rugămintea către primăria și primar să ne rezolvi problema. După ședința care am avut, eram obligat. Am fost nedreptățiți, din nou, am făcut o adresă către Asociația Prolibri Viez, în care spune domnul președinte că a venit în favoarea fermierilor. Care e favoarea, domnule? Am dat, uitați aici așa, îi m-am dat poștală, îmi trimis, îi dai un răspuns. Uitați-vă aici așa, nu ni s-a dat. Nici un răspuns. Așa. Bineînțeles, problema lor. Așa. Nu am venit aici așa ca primăria să forțeze o asociație. Am venit să ne exprimăm, aici ne plătim taxele și impozitele la primărie și nemulțumirea față de contractul care îl are de concesiunii cu Prolibriez, dacă este legal, noi, eu și cu cetățenii care i-am scris aici și putem vă da și dumneavoastră copii, care a făcut-o către eu adresă, am cerut să ne se dea o adresă corectă, să ne se dea registrii dacă au, să ne se dea sediu unii sau fiindcă nu știu, domnule, de atâția ani de zile, dacă acea asociație sau acel contract este perfect legal, dacă cumva are registrii, are tot și funcționează, de pe cum a spus-o domnul președinte asociației, că funcționează perfect legal, și el o suferi mult pentru ea. Dar cum o suferi lumea? Spune cu o favoare cetățenilor. Domnul primar, cum și favoare suferi? Dacă noi venim și rupim ușile toate doar la primărie, fiindcă nu știm cum se duce la asociație, decât cum v-am spus. Și nu mai știm cui să ne adresăm. Eu noi am făcut adrese diferite adrese și toate adresele de pe cum v-am spus, am mai fost săptămâna asta și v-am spus, și am și la urmă, mi spune că primăria este deținătoarea contractului și primăria trebuie să ia legătura și primăria trebuie să o coordoneze. Referitor, cum se spune aici și am văzut că noi producem discriminare, șantajul și aș ruga pe dânsul, pe dumneavoastră, care sunteți copii. Cum, domnule, cu 6 bani pe deal? Așa, sumă derizorie și suprafață derizorie. Și eu cu atâtea animale, domnul primar, uitați-le și așa. Vine-am uitat. Nu beneficiem de nimica. Este discriminare sau nu este discriminare? Sau, dacă mergem la primar cu rugămintea, cum am spus-o de fiecare dată, mergem să-l și șantajeze ca să nu ne ajute cu nimica. Fiindcă ei, 100% nu suntem ajutați ei. Și discriminați, și alungați din poartă în poartă, fiindcă noi nu avem o adresă. Am mers la DNA, am mers la... Dom'le, dar cine e asociația să nu adem adresa? Și v-am explicat nici contractul, nu este contract. Și le-am spus-o de fiecare dată în scris. Și am probe suficiente să le mai dovedești acum. Să nu se mai victimeze. Și cum dacă la altul spui că e discriminare? Pentru noi că nu luăm nimic și ei iau atâtea sume de bani, nu e discriminare, domnul primar? Și vom veni aici așa, cum a venit de atâția ani de când suntem nedezbrăzi. Și vom veni! Nu ni se rezolvă acum. V-am atras atenția, am spus și acolo, cerim un protest. Noi, care suntem discriminați și nedreptățiți, legal. Nu putem, nu cum spunem vorbe, că suntem șantajați, discriminați, nu lăsați să facem treaba. Vom cere și un protest. Dar cu nemulțumirea care avem. Atât am avut, dacă mai puneți întrebări, vă răspund. Da. Te pot să-i dau răspunsul, vreau să răspundă domnul primar. Nu. Vreau să răspund dumneavoastră sau vă dau eu?
Spune, nu pe nu spune. Răspunzi eu, vreau să dau un bun. Deci, referitor la taxe și impozite. Care spune că se plătește taxe și impozite. Vă spun că din 2019 am o situație clară, penală. Domnul Adrian Constantin are 19.600 datorii către instituția asta, adică 196 de milioane lei de datorie față de această instituție. Care nu s-a plătit nimic? Păi nu, numărul de asociație. A spus că este plătitor de taxe și impozite. Am documente care... Noi. Așa, referitor de... Domnul, lăsați să vorbească. Să fie civilizat. În legătură cu asociația, nu se discriminați nimeni, au teren, au construcție pe aici, spus să fie doamna viceprimar, că o să vadă construcții dumnealor. Dumnealor are construcție, deci nu se treziți de nimic. Mai grav este că închide și tot izlazul. Știi, vedeți, vedeți cetățenii și domnul primar știe, cu sârmă au pus 70 de hectare pus proprietate de ei. Deci asta înseamnă că primesc. Deci pășunează. Asociația trebuie să asigură hectare pășunat pentru crescători de animale. Nu se ia așa bani, că nimeni nu are bani. Dacă are nemulțumire și crede cineva de așa, da? Este instanță, domnule. Vă rog frumos să respectăm, să trăim într-un stat de drept. Să se adreseze organul, să ne dea în judecată, competente ca să ne judece dacă noi cumva l-am discriminat cu ceva pe această persoană. Deci nu știu, nimeni nu poate să ne inițieze un proces nou decât doar instanță. Deci, dumneavoastră, dacă vor și crede că sunt nedreptățiți, să se ducă în instanță. Iar noi răspundem doar primărie, dacă au unele nelămuriri față de asociația. Deci noi, vă repet, le-am pus la dispoziție, o să mergeți doamna primar cu comisia, doamna viceprimar, și o să vedeți construcțiile dumnealor pe aici. Nu altora, a lor. Deci nu sunt discriminat. Iar bani, dacă trebuie să-mi dea cineva bani, nu pot să vând casa sau cineva să-mi dea lor bani. Să spună de unde produce bani. Iar dacă trebuie să îmbunătățească dreptul crescătorul de animale, primăria ne încasează anual 400 și ceva de milioane, în care trebuie să facă investiție cu ei, eu așa știu, nu? Așa știu. Iar subvențiile odată, nu știu cine are curaj să le vinde așa ceva. Și o dă într-o funcție și se respectă legea. Și nu știu dacă se vede cineva și știe, cineva are curaj să lege de așa ceva. Lasă și mie voi dacă nu fac referire la persoană sau la... A spus foarte bine domnul consilier, cred că problemele care sunt în asociație, așa cum a spus, trebuie rezolvate în asociație. Am spus, oamenii trebuie să înțeleagă ce înseamnă asociație. Acolo este altă discuție. Dar, așa cum spunea și nu, cu riscul de a mă repeta, au fost respectate toate dorințele acestor cetățeni, li s-au dat suprafețe, iar vis-a-vis de contractul de concesiune, este un contract încheiat în condiții legale, în termeni legali. Obligațiile din contract, atât ale concesionarului, cât și concedentului, sunt respectate 100%. Dacă acolo primăria, la controlul pe care l-a desfășurat, așa cum am primit adresa din partea dumneavoastră, în perioada ce urmează, vor fi probleme, acele probleme le vom soluționa noi între cele două entități, între asociație și primărie. Vă rog. Și vreau să afle și Consiliul Local să afle. Adică, aducem la cunoștință și cetățenilor români și crescătorilor de animale că acel contract este unul perfect legal, încheiat în condiții legale și respectat în tocmai. Dacă sunt unele probleme ce vor fi constatate, v-am spus, conducerea asociației, membrii din asociație vor răspunde cu siguranță. Nu putem în Consiliul Local să venim de fiecare dată, discutăm problema banilor. Nimeni nu deține bani. Nu există nicio relație financiară între asociație și primărie, decât obligația pe care o are asociația de a plăti impozit și de devență pe teren. Despre alte sume de bani nu discutăm. Dacă sunt alte probleme, acolo se discută în asociație. Alte sume de bani, subvenții, acolo este lege, este documentația care se depune pentru care se obține sau nu subvenție. Asociația de 2 ani de zile n-a primit nicio sumă, niciun lei. Dar de plătit, a plătit. Asta vreau să vă spun. Și asta trebuie să înțeleagă domnul. Deci datoria ca titelă care are asociația acum este doar pe anul trecut. Părintele și-au achitat. Și urmează achite și acum. Conturile sunt blocate la asociație. Dar întrebați-i dacă acest proces vă dată vă plăce. Când vor intra banii în cont asociația, automat primii bani și vă duce la primii. Și cu asta v-ați ne-am încheiat acest problema crescătorilor, că vor ei bani
se reglează în asociație. Noi nu am creat probleme crescătorilor de animale, tocmai le respectăm interesele lor, le asigurăm pășunea. Le curățăm, le punem la dispoziție, ei se pășuneze. Stau cu animalele tot timpul acolo. Fără să vedeți nimic. Dacă vreți să vă duc la cunoștință și ieri cealaltă ieri, am fost în pășun și animalele la o parte din crescători care au fost și astăzi nu mai sunt aici, erau deja pe islați, ca să știți. Și este o ilegalitate. Este o ilegalitate, de 15 mai se face. Ca să înțelegeți dumneavoastră, tot deci respectăm legea. Nu spune nimeni, domnule, au pășunea. Să o folosească. Cine o lasă? Nu-i lasă cineva? Da, domnul primar. Domnul primar. Având că tot așa se încearcă că n-am plătit casa, n-am plătit masa, n-am plătit tot niște șantaje. Nu-i problema. Asta o să discutăm dumneavoastră ca primar. Eu am pus o urtie către primărie. Vă rog să o analizați și să-mi dați un răspuns. Așa, apropo de adrese către asociații, nu am primit, o fac public, nu am primit nicio adresă, nicio... Nu am primit la primărie, nicio solicitare. Vedeți că ochelarea este prodigivez? Uitați-vă aici și am. Luați-vă, nu știu, domnule, nu am primit când ați trimis. Păi... De data de 15-a 3-a? Ce-i problema? Nu-i problema poștii, domnule! E problema poștii, domnule! Vedeți că există o adresă a asociației la care se primit... Cum s-o primit la dumneavoastră, domnule, și-a să vă arătă și primăria. Și primăria a trimis adresă. Cum de adresa primăria a fost primită? Cum adresele de la APIA vin? Cum adresele la ceilalți crescători vin? Numai dumneavoastră nu vin. Câte faceți? Uitați, dați-le adresa acum. Nu știi, doamnă, nu adresa are, dar are recipisă de la poștă. Asta are, nu are. Ne-am pus-o pe adresa care nu știa poștă. Dați-mi fața noastră, în consiliul local, lăsați-o și mă numărați-mi acum și vă răspundem aici. Eu v-am spus și mai repede. Vă rog să dați un răspuns. Aici are toate din mulțumim de mine. Vă mulțumesc. Vreau să le dau lui domnul secretar. El e omul statului și vreau să respecte și domnul secretar legile de naștere. Și vă respectăm și noi. La compartimentul... Dacă aveți ceva de registrat, mergeți la compartimentul ăla de la de registrare. Nu, că eu vă las dumneavoastră și dumneavoastră să respectați legea. Atât am Domnul primar. Probabil că rămâne de aceeași discuții care au fost acolo. Noi suntem legea, da? Eu. Stați să. Nu am vrea să întreb nici cu primarul cu nimic. Domnul primar. Vă rog, răspuns. Nu, 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 răspunsul și problema este că nu vine, nu ne aduce nimic, nu mi-a adus nimic. Dacă vorbim de transport, v-am explicat, asumim nevoi. Întrebarea este că vinim atâta timp cât nu vom avea mulțumit. Avem un sens față de asociația care spune că vinim favorezul. Noi, după răspunsul care vreți să ne dați, v-am spus ce urmează. Vă mulțumesc. Haideți să... Haideți ca să... Rămâne să fiți scopoși. Cum v-a spus și Elizabeth, că comisia a stabilit o comisie în cadrul primăriei și o să facem control asupra asociației. Este trecut și un contract de 6-6 luni, se fac verificări pe acoperirea de animale, pe întreținerea pășunilor, adică sunt mai multe criterii care noi trebuie să le facem așa. Bun. Ceea ce înseamnă dumneavoastră, eu le-am mai spus la șefii asociației, căutați și vă spun cu cea mai mare responsabilitate, să reglați aceste probleme cu crescători. Nu cred că vă cer mai mult decât un lucru corect. Oamenii ăștia au animale. Trebuie făcuți undeva să ajungeți la un consens și să reglați treaba asta, să nu vină fiecare dată la primărie. Au dreptate când vin la primărie. Pășunele sunt ale Consiliului Local. Da? La Consiliul Local. Ascultați-mă. Deci, domnul proprietar, domnul, dar nu, păi și cu cine ai semnat? Cu cine ai semnat contractul de concesiune? Consiliul Local este administrator, domnul, domnul Sfântul. Administrator ce înseamnă? Ce administrator? Domnul, ce înseamnă administrator? Ascultați un pic. Dumneavoastră a semnat, contractul este semnat între primărie și asociația. Păi vedeți? Administrator! Căutați să vă înțelegeți. Căutați să puneți la punct problemele care le aveți. Dacă dumneavoastră, ascultați un pic domnul Crăciun. Eu v-am ascultat cu respect. Și vă respect. Vă respect pe toți. Dar lăsați-mă să termin. Problema este la dumneavoastră, domnilor. Problema este la dumneavoastră. Reglați-vă, dați-le la oameni ce a fost dat și toate lucrurile vor fi ok. Domnul primar, dați-mi, haideți să nu vedeți supraponul. La ședința trecută asta... Este corect că... Ascultați-o bine. Este bine că te lasă, vorbești și te ascult. Așa se face tu, da? Hai, te ascult. Spune. Nu, nu. Eu asta vreau să vă spun și era un răspuns. La ședința trecută deja erau 4 desători, da?
Astăzi mai sunt numai doi. Asta înseamnă ceva. Asta înseamnă că unii dintre ei au înțeles. Și eu personal am discutat cu unii dintre ei. Și asta mai fac. Calitatea mea de negociator, să știți că încă o am. Bine, la omul da? Cei doi, mai avem pe să mă dau și la ce ar putea să nu. Să mă dau și la cei doi pe unul. Deci eu mai am o problemă ca să... Nu mai vreau să mai stăpânesc. Întrebați-l pe domnul Irimia. De ce nu este soția lui aici? Pentru că ea este. Ea este, da? Să ne spună unde este și ce a procedat de la ultima ședință și ce a făcut el. Să vă dau explicații în problemele. Vă dau explicații. Care ședință? Să vă dau explicații la ultima ședință. În Consiliul, dumneavoastră administrat această comună. Aveți un Consiliu Local. Dați hotărâri Consiliul Local. Trebuie să le respectăm noi cetățeni. Trebuie, nu? Păi unde hotărâri Consiliul Local? Le face și vă dat un primar. Primar. Prin care s-au adus niște anumite atribuții în față de către mine. O parte din asociere au tereri individuale care își plătesc. Dar vreți vă dau convorbirea cu Irimia Valeria, să vedeți că este de acord cu da. Asociația. Iar soțul vine și ne spune acest. Să vă mai spune de pe Irimia, domnule, are tereri în administrație personală, domnule. Da. Personală are. Are prin tereri ce a cerut. El, dumneavoastră, nu vrea să conformeze asociația. Nu, domnule, e vorba de o neînțelegere foarte mică. El nu vrea, atâta. Soția care este titulara IU-ului este de acord cu acea și vine soțul ca să pulverseze. Ca să faceți ca un consiliu local, domnule. Ca să înțelegi. El nici măcar este crescătul animal. Nu amestecat cu mâna cu asta. Nu amestecat. Deci, pur și simplu, asta e un scandal. Terminăm cu comisia. Le facem controlul pe la asociație. Iar la controlul care îl facem pe teren, așa. O să vă rog să mergeți și dumneavoastră. Da, da, vă rog, mulțumesc. O să vă dau numărul și o să dau la... Așa. Dar n-am scris, trebuia să scrieți în dispoziție cine mai face parte din poliție. Nu sunt nimic. O să vin și eu. Am voie. Nu, am voie, eu nu sunt trecut de spate. Da, mă gândeam că mi-a zis. Nu să facem un lucru. Dar dacă mă rog, când v-a ajutat să vorbim de acum, dar asta e scrisa de viață? Dom'le, pe cine-i cu mâna asociația sau crescătorii? Dar care este violentă? Văd că dumneavoastră sunt violentă. Pe cine controlezi? Asociația sau crescătorii? Hotărăște-vă. Asociația. Da. Așa. Doar să facă parte din comisie și crescătorii. Hai, invităm noi! Nu invit eu numai toți! Invit eu! Invit eu cu cetățenii comune! Sunt cetățenii comune, le vreți și eu reprezint! Vă rog să ne comunicați la ce nu rămâi! Da! Nu știu, am zis! Doamna, de ce? Ca fermieri din ei! La ce vă rămâi din asta? Dom'le, noi trebuie să stăm să discutăm între oameni și gândita asta! Nu, stabiliți acum! Da, ora 9, așteptăm la sediul asociației. Păi unde-i sediul asociației? La sediul asociației. Că nici noi nu știu, uite, vezi? O să vă dăm documente. Avea dreptate. Domnul primar, și vă rog, trebuie să ne asigurați. Deci, la controlul de mâine o să vin și eu. Ok, declară ședința. O să vă dau numărul care este. Să vă sunați. Da, da.